Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt de domeniu public. Capitolul 52. Prima zi de închisoare. Să ne întoarcem la Milady, pe care am pierdut-o câtva timp din vedere din cauza privirii aruncate asupra coastelor Franței. O vom găsi tot deznădăjduită, așa cum am lăsat-o, cufundată într-un noian de gânduri negre, iad întunecat, la poarta căruia a pierdut aproape orice speranță. Căci prima oară în viața ei se îndoiește, prima oară se teme. În două împrejurări norocul a părăsit-o, în două împrejurări s-a văzut descoperită și trădată și în amândouă împrejurările a căzut înfrântă de o spadă de foc, trimisă fără îndoială de cel de sus ca să lupte împotriva ei. D'Artagnan a biruit-o pe ea, această nebiruită putere a răului. A amăgit-o în dragostea ei, a umilit-o în mândria ei, a înșelat-o în râvna ei de mărire și acum iată-l că lovește în norocul ei, că uneltește împotriva libertății ei, că amenință la însăși viața ei. Mai mult, i-a ridicat un colț al măștii, această pavăză care o acoperă și o face atât de puternică. D'Artagnan s-a dat drept de ward, pentru care ei i se năzărise un fel de chef sălbatic de nestăpânit ca la toate femeile cu aceeași fire. D'Artagnan cunoaște acea taină îngrozitoare, iar ea a jurat că cine o va cunoaște va pieri. În sfârșit, în clipa când a căpătat-o împuternicire în alb cu ajutorul căreia putea să se răzbune împotriva dușmanului ei, împuternicirea îi este smulsă din mâini și D'Artagnan e acela care o ține ostatică și care o va trimite în cine știe ce murdar Botany Bay sau în cine știe ce dezgustător Tyburn al Oceanului Indian. Căci, fără îndoială, toate acestea îi se trag de la D'Artagnan. De la cine altul îi s-ar putea trage atâta o cară îngrămădită asupra capului ei, dacă nu de la el? Numai el i-ar fi putut dezvălui lordului de Winter toate înspăimântătoarele taine pe care le-a descoperit, una după cealaltă, datorită unei fatalități. Îl cunoaște pe cumnatul ei și, fără îndoială, i-o fi scris. Câtă ură dospește în ea! A rămas împietrită cu ochii sticloși, pironiți în golul încăperii pustii, iar gemetele înnăbușite, ce îi scapă uneori din străfundul pieptului, odată cu răsuflarea, însoțesc mugetul talazurilor care se înalță, amenință, vuiesc și dau năvală să se sfarme, ai doma unei veșnice și neputincioase deznădejdi, de stâncile pe care stătea clădit castelul întunecat și trufaș. La lumina fulgerelor, ce îi scapără în minte sub vijelioasei mânie, ce minunate planuri de răzbunare întrevede ea în viitorul îndepărtat împotriva doamnei Bonacieux, împotriva lui Buckingham și mai ales împotriva lui D'Artagnan. Da, dar pentru ca să te răzbuni trebuie să fii slobod și ca să fii slobod când ești ostatic trebuie să spargi zidurile, să sfârmi zăbrelele, să sfredelești podelele. Toate aceste fapte pe care le poate duce la bun sfârșit numai un bărbat răbdător și tare, dar în fața cărora se spulberă mânia înfrigurată a unei femei. De admintări, ca să faci toate acestea, trebuie să ai vreme, luni, ani. Și ea are doar tăcutul și groaznicul ei temnicer. Și totuși, dacă ar fi bărbat, le-ar încerca pe toate și poate că ar izbuti. Cum de s-o fi înșelat astfel cerul punând un suflet bărbătesc într-un trup plăpând și firav? Primele clipe de închisoare au fost groaznice. Câteva turbate zvâlcoliri pe care nu și le-a putut înfrânge au plătit datoria ei de femeie slabă firii omenești. Dar încetul cu încetul a izbutit să-și învingă izbucnirile mâniei nesăbuite. Tremurul nervos i-a frământat carnea, s-a stins și acum stă ghemuită în ea însăși ca un șarpe obosit care se odihnește. Haide, haide, am fost nebună să-mi ies din fire, murmură Milady pironindu-și ochii în oglindă. Și oglinda îi întorcea privirea arzătoare prin care parcă ar vrea să-și pună ea singură întrebări. Fără violență, violența este o dovadă de slăbiciune. În primul rând, n-am izbutit niciodată printr-un asemenea mijloc. Dacă mi-aș încerca puterea împotriva altor femei, poate că aș avea norocul să dau peste unele mai slabe decât mine și atunci le-aș învinge. Dar eu lupt împotriva unor bărbați și alături de ei nu sunt decât femeie. Să luptăm deci ca femeie, puterea mea stă tocmai în această slăbiciune. Și, vrând parcă să-și dea singură seama de schimbările pe care le putea porunci obrazului ei atât de expresiv și de ascultător, îi împrumută pe rând toate stările sufletești, de la mânia care îi schimonosea trăsăturile până la cel mai dulce, mai drăgăstos și mai ademenitor surâs.
Apoi, sub mâinile ei pricepute, șuvițele părului se mlădiară rând pe rând în unduiri pe care le socoti ai spori farmecul chipului. În sfârșit, mulțumită de ea, însă își murmură: haide, nimic nu e pierdut, tot mai sunt frumoasă. Era aproape 8 seara. Milady zări un pat. Se gândi că o odihnă de câteva ore îi va împrospăta nu numai mintea și cugetul, ba chiar și pielea obrazului. Totuși, înainte de a se culca, îi fulgeră prin minte un gând și mai năstrușnic. Auzise vorbindu-se despre cină. Se afla de un ceas în camera aceea, iar aducerea cinei nu putea să mai întârzie. Fără a pierde vreme, se hotărâ să facă în aceea seară o încercare pentru a-și da seama de împrejurări, cercetând totodată mai de aproape firea oamenilor cărora li se încredințase paza ei. Pe sub ușă licări o lumină. Lumina aceea vestea întoarcerea temnicerilor. Milady, care se ridicase în picioare, își dădu drumul iute în jilț, cu capul pe spate, cu frumosul ei păr despletit, cu pieptul pe jumătate gol sub horbotele mototolite, cu o mână pe inimă și cu cealaltă atârnându-i. Zăvoarele au fost trase, ușa scârțâi din țâni, în cameră răsunară pași din ce în ce mai aproape. Puneți masa aici, rosti un glas pe care o statică îl recunoscu a fi al lui Felton. Porunca a fost împlinită imediat. Aduceți făclii și schimbați straja, urmă Felton. Această a doua poruncă dată de tânărul locotenent acelorași inși o încredință pe Milady că slujitorii erau în același timp și păzitorii ei, adică soldații. Poruncile lui Felton erau de almintări aduse la îndeplinire cu o grabă tăcută care lăsa să se întrevadă felul fericit în care știa să se facă ascultat. În sfârșit, Felton, care nu o privise încă pe Milady, se întoarse spre ea. Ah, rosti el, doarme. E bine, când se va trezi, va cina. Și făcu câțiva pași cu gândul să iasă din cameră. Dar, domnule locotenent, spuse un soldat, mai puțin nepăsător decât comandantul lui și care se apropiase de Milady, femeia aceasta nu doarme. Cum nu doarme? Întrebă Felton. Dar atunci ce face? E leșinată. Fața-i cum e ceara și degeaba ascult că nu-i s-aude răsuflare. Ai dreptate, răspunse Felton după ce se uită la Milady din locul unde era și fără a face măcar un pas spre ea. Du-te de-i spune lordului de Winter că o statică a leșinat și nu știu ce trebuie să fac. Împrejurarea aceasta n-a prevăzut-o. Soldatul ieși ca să îndeplinească porunca ofițerului Felton, care se așeză într-un jilț aflat din întâmplare lângă ușă și așteptă fără să spună niciun cuvânt ori să facă o mișcare. Milady stăpânea acel mare meșteșug, atât de studiat de toate femeile, de a privi printre genele lungi, fără a părea că deschide ploapele. Îl zări pe Felton, care ședea cu spatele la ea. Îl privi astfel aproape 10 minute și în timpul acestor 10 minute, nepăsătorul ei păzitor nu se întoarse nici măcar o singură dată. Se gândi atunci că lordul de Winter va veni și va da, prin însăși venirea lui, îndemnuri noi temnicerului ei. Așadar, prima încercare dăduse greș. Nu-și făcu însă sânge rău, căci era dintre femeile care se bizuie pe puterile lor. Ridică doar fruntea, deschise ochii și oftă ușurel. Auzindu-i oftatul, Felton în sfârșit se întoarse. Iată că v-ați trezit, doamnă, spuse el. Atunci nu mai am ce căuta aici. Dacă aveați nevoie de ceva, sunați. O, Doamne Dumnezeule, ce rău mi-a fost, murmură Milady cu glasul ei cântător, care, la fel cu glasul vrăjitoarelor din vremuri, avea darul să-i farmece pe toți pe care voia să-i piardă. Și îndreptându-se în jilț, Milady a avut grijă să-și mlădieze trupul mai grațios și mai molatic decât când fusese culcată. Felton se ridică. Vi se va aduce masa de 3 ori pe zi, doamnă, spuse el, dimineața la 9, apoi la ora 1 și seara la 8. Dacă aceste ore nu vă sunt pe plac, puteți să-mi arătați alte ore în locul celor pe care vi le-am spus și, în privința aceasta, se va face după dorința dumneavoastră. Adică voi rămâne veșnic singură în camera aceasta tristă și mare? Întrebă Milady. S-a trimis vorbă unei femei de prin partea locului și mâine va fi la castel. Va veni aici de câte ori veți dori. Vă mulțumesc mult, domnule, răspunse umil Milady. Felton înclină ușor din cap și se îndreptă spre ușă. Tocmai când se treacă pragul, se ivi pe sală lordul de Winter, urmat de soldatul care se dusese să-l înștiințeze că Milady leșinase. Ținea în mână o sticlă cu leacuri potrivite. Ei, ce? Ce se petrece aici? Întrebă el în zeflemea, văzându-și o statică în picioare și pe Felton gata de plecare. Cum, moarta a și înviat? La naiba, nu ți-ai dat seama, băiatule, că te-a luat drept un agiamiu și că s-a jucat în fața ta
actul întâi dintr-o comedie pe care vom avea fără îndoială plăcerea să o urmărim în toată desfășurarea ei? M-am gândit și eu la asta, milord, răspunse Felton, dar în sfârșit, cum o statica e femeie, am vrut la urma urmelor să nu trec peste bunăvoința pe care orice bărbat bine crescut o datorează unei femei, dacă nu pentru ea, măcar pentru el. Milady se cutremură din toate mădularele. Vorbele lui Felton îi se strecurau ca mici sloiuri de gheață prin vine. Așadar, adăugă de Winter râzând, părul acesta frumos, despletit cu atâta dibăcie, precum și pielea aceasta frumoasă și privirea în gol, nu te-au vrăjit încă inimă de piatră ce ești. Nu, milord, răspunse nepăsătorul tânăr, și credeți-mă că îmi trebuiesc mai mult decât tipul și fandosel femeiești ca să mă lege cineva la ochi. Atunci, viteazule locotenent, s-o lăsăm pe Milady să născocească altceva mai la fel și să mergem la masă. Fii pe pace, are o închipuire bogată și al doilea act al comediei nu va întârzia să urmeze celui din tâi. Spunând aceste cuvinte, lordul de Winter își trecu brațul pe sub brațul lui Felton și ieși cu el râzând. Găsesc eu ac și de cojocul tău, murmură Milady printre dinți. Nu te teme, biet călugăr fără căpătâi, biet convertit la militarie cu uniforma scroită dintr-un anteriu. Fiindcă veni vorba, mai spuse de Winter oprindu-se în pragul ușii, înfrângerea aceasta nu trebuie să staie pofta de mâncare, Milady. Gustă din puiul și din peștii pe care pe cinstea mea nu i-am otrăvit. Mă împac binișor cu bucătarul meu și cum nu trebuie să mă moștenească, am în el toată încrederea. Fă și dumneata ca mine. La revedere, surioară, la revedere, până la al doilea dumitale leșin. Un hohot de râs izbucni în partea cealaltă a ușii, care nu era bine trasă. Canatul se deschise. Ah, făcu lordul de Winter. Ah, vezi și tu acum, dragă Felton, că e adevărat ce spuneam. Cuțitul era pentru tine. Te-ar fi omorât, băiatule. Uite, e unul din cusururile ei. Se descotorosește într-un fel sau altul de cine o stingherește. Dacă te-aș fi ascultat, cuțitul ar fi fost din oțel ascuțit și atunci s-ar fi sprăvit cu Felton, te-ar fi omorât, băiatule, și după tine pe toți ceilalți. Ia te uită, John, ce bine știe să țină un cuțit în mână. Într-adevăr, Milady mai păstra încă arma amenințătoare în mâna ei înțepenită, dar aceste din urmă cuvinte și această jignire doborătoare îi slăbi încleștarea mâinilor, a puterii și chiar a voinței. Cuțitul căzu jos. Aveți dreptate, milord, grăi Felton cu un glas adânc de dezgust care răsună până în adâncul inimii ei. Așa e, m-am înșelat. Și amândoi ieșiră iarăși din cameră. De această dată Milady ascultă cu mai multă luare aminte decât prima oară. Auzi pașii lor tot mai departe, stingându-se în fundul sălii. Sunt pierdută, murmură ea. Iată-mă în puterea unor oameni pe lângă care o să am atâta trecere ca pe lângă niște statui de bronz sau de granit. Mă cunosc amândoi pe de rost și au și arme împotriva armelor mele, dar totuși nu se poate sfârși așa cum au hotărât ei. Într-adevăr, după cum arăta gândul acesta din urmă și fulgerătoarea întoarcere la speranță, teama și simțirile firave nu dăinuiau multă vreme în sufletul ei adânc. Milady se așeză la masă, mâncă din diverse bucate, bău puțin vin de Spania și simți cum îi se trezește în suflet imboldul hotărător. Înainte de a se culca, scormonise, tălmăcise, întorsese pe față și pe dos, cercetase sub toate luminile, cuvintele, pașii, mișcările, semnele, până chiar și tăcerile celorlalți doi și din această cercetare adâncă, dibace și amănunțită, se încredințase că, la urma urmei, dintre cei doi prigonitori, cel mai ușor de înfrânt era Felton. Un cuvânt mai ales îi stăruia în minte. Dacă te-aș fi ascultat, spusese lordul de Winter lui Felton. Așadar, Felton pusese o vorbă bună pentru ea, de vreme ce lordul de Winter nu voise să-l asculte pe Felton. Slab sau puternic, își spunea mereu Milady, omul acesta păstrează o licărire de milă în sufletul lui. Voi schimba această licărire într-un pârjol care îl va mistui. Cât despre celălalt, el mă cunoaște. Se teme de mine și știe la ce se poate aștepta dacă vreodată i-aș scăpa din mâini. E deprisos atunci să fac vreo încercare asupra lui. Dar Felton e altceva. E un tânăr prostuț, curat la suflet, pare a fi și virtuos. Pe el îl poți nimici. Și culcându-se, Milady a dormit cu zâmbetul pe buze. Cine ar fi privit-o dormind, ar fi zis că o fată tânără își vedea în vis coronița de flori care îi va încununa fruntea la viitoarea sărbare.